Avansarea terestră a trupelor rusești în Ucraina pare să bată pasul pe loc, dar s-au intensificat bombardamentele cu rachetă la distanță. Presa din Ucraina scrie că militarii lor ar fi recucerit unele poziții în apropiere de Kharkov și Kiev, în timp ce pompierii de la Lviv au avut nevoie de toată noaptea ca să stingă incendiul declanșat la un depozit de combustibil după atacul cu rachete al rușilor. După bombardamentele de ieri de la Lviv, pompierii au avut nevoie mai mult de 14 ore pentru a stinge incendiul declanșat la depozitul petrolier. Mai mult a fost nevoie și de echipamente speciale de protecție, pompierii fiind în picioare toată noaptea trecută. Azi dimineață, Ministerul Rus al Apărării a anunțat că a lovit ținte militare din orașul Lviv din vestul Ucrainei cu rachete de croazieră de înaltă precizie, iar în afară de depozitul petrolier a țintit și într-o uzină din oraș în care se reparau sisteme antirachetă, stații radar și tancuri. Rusia a folosit de asemenea rachete cu rază lungă de acțiune de pe mare pentru a distruge un arsenal de rachete S-300 și a lovit o serie de drone, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării. În acest context, un consilier al ministrului ucrainean de externe a declarat că guvernul ucrainean ar trebui să se gândească să disperseze stocurile de combustibil în viitorul apropiat, ținând cont de acțiunile rușilor. În total, 4 explozii puternice s-au produs la periferia Lvovului, creând panică în întreg oraș, unde sunt refugiați mii de ucraineni care încă nu au părăsit țara. Potrivit Euronews, 4 oameni au fost răniți. Primarul orașului Lviv a declarat că prin acest atac rușii i-ar fi trimis salutări președintelui american Joe Biden, care în aceste zile s-a aflat în Polonia, Lviv fiind situat la doar 70 de kilometri de granița poloneză. Lumea trebuie să înțeleagă că amenințarea este foarte gravă, a declarat Andrei Sadovi, scrie Mediafax.ro cu referire la BBC. Iar forțele aeriene ale armatei ucrainene au calificat atacul drept o palmă dată peste față președintelui american, care s-a aflat la Varșovia, adică cam la 10 minute de zbor de Lviv. Dimineață, pe unele pagini de Telegram au apărut imagini noi cu lansarea rachetelor rusești de pe mare de noaptea trecută, precizându-se că drept ținte ar fi fost depozitele de armament ale armatei ucrainene. Nu se precizează însă locația. Între timp, armata ucraineană a anunțat că a recucerit mai multe teritorii în apropiere de Kiev. Доброго вечора, ми з України. Armata ucraineană susține că a reușit să izgonească pe militarii ruși și dintr-o localitate din regiunea Sumi. Acolo mai mulți soldați ruși au fost luați prizonieri. De cealaltă parte, și tabăra adversă a anunțat că a luat prizonier 61 de militari ucraineni într-o suburbie a Kievului. Soldații de bunăvoie s-ar fi predat. În același timp, astăzi au fost create mai multe coridoare pentru refugiați, inclusiv în Mariupol. La plecare, oamenii au filmat imagini cu dezastrul de acolo. Potrivit autorităților de la Mariupol, 90% din blocurile de locuit au fost distruse, pe unele străzi zac cadavre, iar alți civili și-au înmormântat rudele în curți pentru că nu au avut acces la cimitir. Primarul localității povestește că oamenii au trăit momente de groază în ultimile zile. Никто никакой помощи не помогал. Квартиры горели, просили, тушите, помогайте. Никто это не делал. Умираю на глаза, ни воды, ни есть, ничего. Astăzi s-au împlinit 32 de zile de la începutul războiului din Ucraina.